Să fim biruitori, dragilor, în ringul de luptă spirituală, înainte de a fi oameni care stăm în fața mulțimii, care dorim să transmitem altora valorile împărăției. Dumnezeu ne vrea aur curat pe fiecare dintre noi, înainte de a face orice altceva. Dragostea biruiește totul. Iubiți-vă, dragilor, pia iubiții noștri, parteneri de viață. Dragi frați și surori, prețioși prieteni, vă mulțumim pentru rugăciuni, pentru tot ce ați făcut pentru noi, ca pentru Hristos în acest timp de încercare. Prin puterea rugăciunilor în unitate, noi experimentăm tot mai mult biruința în acest imens război spiritual. 14 septembrie 2022 a fost ziua când Timotei s-a ridicat din cărucior și a făcut primii pași în numele lui Iisus Hristos și de atunci progresul preaiubitului meu soț este uimitor. Dumnezeu este vrednic de toată gloria și onoarea. Fiți binecuvântați, dragi prieteni, și continuați să credeți adevărul Scripturii, căci în numele lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice alt nume, bolnavii sunt vindecați și Dumnezeu lucrează și azi cu semne și minuni, căci El este Dumnezeul atotputernic și bun. El este Emanuel, Dumnezeu este cu noi, și Iahve, Rafa, Dumnezeu care vindecă. Și El lucrează copleșitor în mediul de unitate și de dragoste sfântă a bisericii sale. Slăvit să fie Domnul! Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Știrile Creștin Total, și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro. Iubirea. Nu, nu se cază. Tu poți. Nu se iese. Nu mergi, Domnule Iisus. Ușor, ușor, ușor. Iubirea. Mâna aceea, da? Iubirea. De 7 ori ca de cel neprihănit și se ridică. Și să-i spun și mă ridic, și mă ridic. Mă ridic. Și iar mă ridic. Slăvit să fie. Slavă Domnului, slavă Domnului. În numele lui Iisus fac pași. În numele lui Iisus mă ridic. În numele lui Iisus umblu. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia. Uite că vreau să mă agăși la... Vedeți? Hai, Tibi, hai. Hai până aici. Hai că poți, în numele lui Iisus. Totul este posibil. Aleluia. În numele lui Iisus umblăm. În numele lui Iisus. Facem pași, umblăm, Iisus este Domnul. Mâncăm. Iisus este Domnul, bravo. Apă pe zi, în numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Asta vă aleluia, aleluia. Că avem 2 litri de apă. Nu ne lăsăm. Vă voi suna să vedem dacă am 2 litri de apă. Ia ce frumos mi-a știpit. Nu trebuie să ne ținem. Dacă nu vrei. Dacă au obosit un pic. Da, ok. La ce spuneți? Aia e minunat. Ce simpatică sunteți! Cu noi, da, mă gândesc, cu noi nu! Da, asta e Dumnezeu! Când Dumnezeu... Este imposibil? Nu e imposibil! La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile! Ce frumos mergi! Hai! Hai rapide! Hai rapide! Ioi, mă bucur pentru tine, Tibi. Super! Deci, în numele lui Iisus, fac pași, Tibi. Și mi se întăresc gleznele, mi se întăresc mușchii, picioarele, ligamentele. În numele lui Iisus, fac pași. Tot totul lui Iisus care mă întărește. Nimic. Și cu noi, nimic. Păi asta a fost în urmă. Ba da, cu dumneavoastră merge acum, acum nu. Aleluia. Nu? În urmă cu 2 ore n-am putut. Dar cred. Acesta e. Că vrea să se întoarcă. Nici o problemă. Acesta e Dumnezeu. Okay. Asta e puterea lui Dumnezeu. Că sunt aici, Tibi. Puterea lui Dumnezeu. Numai puterea lui Dumnezeu, credeți-mă. Ține că Tibi. Aleluia. Deci, în numele lui Iisus, mergem, Tibi. Aleluia. Săptămâna, peste câteva zile când vin, sau sâmbătă plecați, Ligia, nu poate. Hai să, hai cum mă ții. Gata. Lasă-te pe genunchi. Așa, frumos, capul tău. Să dăm. Ai obosit? Așa. Capul sus totdeauna. Da. Nu ne uităm în spatele. Și spatele. Ia să vedem. Pas în spatele. Spatele. Așa. Așa. Foarte frumos tijit. Super. Încerc frumos. Am înțeles? Nu am înțeles. Nu, super. E ok. Slavă ție, Doamne. Nu te teme. Înțeleg aici. Și dăm și sunt deosebit și dau la... Te iubesc cu oamenii ăștia. Cum te iubesc eu și dăm. Bun, dar să ce faci? Că știi, știe camera. Super. No?
Cred că o să te mergi și la baie, nu? Dacă vrei. Da, vezi? Super! Super! Puterea Dumnezeu! De abia alții. Puterea Dumnezeu! Stai Dumnezeu! Da, nu m-a supărat. Vreau să intre la baie. Da, vrei să mergi la baie? Hai! Super! Uite, acolo are și de aia se poate ține, de chestia. Da, da, super! Ce baie, faină! Da, te știu să... Uite, foarte faină!